La punctul de trecere al frontierei Porțile de Fier 1, județul Mehedinți, s-a prezentat pentru controlul de frontieră la volanul unui autoturism înmatriculat în Serbia, un cetățean chinez. La controlul de frontieră, bărbatul a prezentat un permis de conducere eliberat de către autoritățile din China. În urma verificărilor efectuate de către polițiștii de frontieră, s-a constatat că bărbatul nu posedă permis de conducere internațional. Documentul prezentat la controlul de frontieră neacordând dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România. La punctul de trecere al frontierei, Porțile de Fier 1, s-a prezentat pentru controlul de frontieră la volanul unui autoturism înmatriculat în Serbia, un cetățean chinez. La controlul de frontieră, bărbatul a prezentat un permis de conducere eliberat de către autoritățile din China. În urma verificărilor efectuate de către polițiștii de frontieră, s-a constatat că bărbatul nu posedă permis de conducere internațional, documentul prezentat la controlul de frontieră neacordând dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România. Ca urmare a celor constatate, bărbatului nu i s-a permis continuarea călătorii la volanul autoturismului, iar polițiștii de frontieră au demarat cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce pe teritoriul României. La finalizarea cercetărilor vor fi luate măsurile legale ce se impun. Ca urmare a celor constatate, bărbatului nu i s-a permis continuarea călătoriei la volanul autoturismului, iar polițiștii de frontieră au demarat cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce pe teritoriul României. La finalizarea cercetărilor vor fi luate măsurile legale ce se impun. Totodată, Poliția de Frontieră din Mehedinți dorește să amintească faptul că persoanele, cetățenii din statele care nu au semnat Convenția Internațională privind circulația rutieră încheiată la Viena în 1968, trebuie să posede permis de conducere internațional pentru a putea circula pe teritoriul României.